S-au primit pachete, cadouri în această seară în casa Mireasa, am văzut că au primit ceva Bogdan și doamna Crina, iar în scrisoare era ceva de genul că suferă și ei alături de cei doi, Bogdan și Luiza. Spunea doamna Crina, ați văzut, plângeți voi, plâng și ei, suferiți voi, suferă și ei, iar Bogdan i-a răspuns, ne revenim noi și revin și ei. În bucătărie Daria arăta ce a primit, era foarte încântată că a primit o pernă cu, personalizată cu fotografia ei și a lui Adrian, cană și spunea că își dorea de mult timp acest lucru. Alex a venit cu un buchet de flori pentru doamna Maria, a îmbrățișat-o și doamna Maria zicea ce este, este ziua mamei astăzi. A avut tot doamna Maria și din partea Dariei a primit ceva pentru dumnea ei și a venit și Andreea la un moment dat, i-a întins o scrisoare lui Alex și s-a retras, iar în dormitorul fetelor Ana și Daniel se uitau pe niște fotografii pe care la fel le-au primit.